Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Grădiniță cu program prelungit la Domnești. Au început săpăturile la noul șantier arheologic de la castrul roman Jidova. Fotbaliștii sunt instruiți în vederea introducerii sistemului VAR. Un accident care putea să se soldeze cu victime s-a petrecut pe DN73 pe raza comunei Schitugolești. Conducătorul unui autoturism marca Dacia Logan s-a speriat de un alt autoturism care venea din sens opus, a tras de volan și a izbit un cap de pod din lemn. Din fericire, doar soția conducătorului auto a suferit câteva răni minore. Conducătorul unui autoturism Dacia Logan, care circula dinspre Pitești spre Câmpulung pe DN73, pe raza comunei Schitugolești a avut impresia că un autoturism care circula din sens opus intră în el, a tras de volan și a izbit un cap de pod din lemn. În urma impactului, soția șoferului a avut nevoie de îngrijiri medicale. Conducătorul auto s-a ales doar cu o sperietură și cu autoturismul avariat. La fața locului a sosit un echipaj cu o auto specială de intervenție și unul smurd de la detașamentul de pompieri din Câmpulung. Detașamentul de pompieri Câmpulung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Schitugolești. La locul intervenției ne-a plasat cu o auto specială de lucru cu apă și spumă și modul de descarcerare și un echipaj B2. Sosit la locul intervenției am constatat că este vorba despre un accident rutier. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. În urma evenimentului nu au fost victime. Asigurăm măsuri specifice. Polițiștii sosiți la fața locului au testat cu aparatul etilotest conducătorul auto, rezultatul fiind zero. Actualul primar al comunei Domnești, Ion Zmădu, a reușit să ducă la bun sfârșit un amplu proiect început de predecesorul său. Este vorba despre grădinița cu program prelungit, singura de acest fel de pe Valea Râului Doamnei. O dorință a actualului primar Ion Zmădu a fost aceea de a finaliza singura grădiniță cu program prelungit de pe toată Valea Râului Doamnei. Proiectul a fost început de fostul primar, iar actualul edil l-a îmbunătățit și l-a dus până la capăt. Copiii locuitorilor din Domnești și din zonă vor putea beneficia de condiții moderne și de o educație adaptată standardelor de astăzi. Mai mult, prin deschiderea acestei grădinițe, părinții care fac naveta în orașele din apropierea Domneștiului își pot lăsa copiii în siguranță până când sosesc de la serviciu. Am avut o lucrare care pot să vă spun că mi-am pus toată silința și toată dragostea de frumos, așa cum am fost eu crescut de mic, să fac lucrurile cum trebuie de prima dată. Avem grădinița, zilele acestea trebuie să ne predea. O grădiniță cu program prelungit, e prima grădiniță cu program prelungit și cred că nu știu cine să mai înhamă la așa ceva, că nu e ușor să treci prin toate etapele care le-am trecut, pe Valea Râului Doamnei. O să fie o grădiniță ultra modernă, capacitatea ei va fi de 80 de copii, am mai cerut la inspectora și cred că ne va aproba un plus de vreo 10 copii, deci în jur de 90 de copii, iar la programul prelungit în jur de 40-45 de copii. Aveți copii în localitate? Avem și faptul că a apărut acum această oportunitate cu grădinița cu program prelungit, sper că o să determine și părinți să mai construiască ceva pentru grădiniță de pe Valea Râului Doamnei. Singura grădiniță, da. Singura grădiniță. Și de exemplu, cu program prelungit. Cu program prelungit. Da. Și de exemplu, doar copiii din Domnești poate să beneficieze? Sau vă dați seama că noi la ora actuală avem în jur de 70 de copii în grupele noastre din comuna Domnești. Acum, dacă ne-a mai dat un supliment pentru grădiniță, o să vină și din satele învecinate. Dar e normal. În primul rând, noi am făcut pentru comuna Domnești. Prioritate vor avea copiii noștri din comuna noastră. Da, aveți deschidere și pentru ceilalți? Bineînțeles. În limita limita locurilor disponibile, cu drag vom prelua și copiii din localitățile vecinate. Spun acest lucru pentru că aici localitățile sunt legate.
Da, pe la noi mai că nu sunt hotare doar așa, că apare ca hotar, ca sunt hotar, case lângă case. Da, da. Sperăm că va fi bine. Acum avem pe 22 în vizită de la cei de la RACIP, vor să vadă locația și să luăm aprobarea finală. Asta e ca un proiect care l-am dus la bun sfârșit. Proiectul, mie îmi plac lucrurile spuse clar, proiectul l-am preluat de la vechiul primar, începuse lucrările cu vreo 2 luni înainte, am preluat proiectul, am văzut unde trebuie modificările făcute, le-am făcut modificări foarte, foarte multe la acest capitol, vorbesc de gardul exterior, gardul din spate, chiar și interior au mai fost niște modificări, care probabil nu le-au văzut atunci, nu se pretau la ora actuală să fie făcut în felul ăla. La ora actuală, primăria a reușit să obțină 8 miliarde de lei pentru asfaltarea drumurilor din localitate și a extinderii conductei de canalizare. Pentru profesorii care au susținut examenul de titularizare în învățământul preuniversitar, au fost scoase la concurs 47 de locuri în Argeș. La concurs s-au înscris 851 de candidați, dintre care 135 din promoția curentă. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 19 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Argeș. A fost zi de foc pentru profesorii care aspiră la titularizare. Miercuri, pe 13 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice, catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitare, sesiunea 2022. Pentru județul Argeș au fost scoase la concurs 47 de posturi didactice, catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Proba a început la ora 9 în județul Argeș, fiind desemnate 2 centre de concurs, Colegiul Național Ion Cebrătianu și Școala Gimnazială Matei Basarab din Pitești. În județul Argeș, pentru susținerea acestei probe, s-au înscris 851 de candidați, dintre care 135 de candidați vin din promoția curentă. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 19 iulie la sediile inspectoratelor școlare și pe titularizare.edu.ro. Înregistrarea eventualelor contestații la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare se va desfășura în zilele de 19 și 20 iulie. În perioada 21-26 iulie va avea loc procesul de soluționare a contestațiilor, iar comunicarea rezultatelor finale se va face în data de 27 iulie 2022. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5. În această săptămână au început săpăturile la șantierul arheologic de la Castrul Roman Jidova. Acestea sunt finanțate de către Consiliul Județean Argeș și supervizate de către Muzeul Județean. Specialiștii spun că incinta castrului roman ascunde comori și informații care ar putea clarifica o parte a istoriei antice pe teritoriul românesc. Consiliul Județean Argeș a aprobat finanțarea pentru cercetările arheologice care au demarat în această săptămână la castrul roman Jidova. Specialiștii care vor lucra în cadrul acestui șantier sunt de la Muzeul Județean Argeș, instituție care va superviza și aceste lucrări. Nimeni nu mai spera ca în incinta castrului să se mai poată descoperi ceva nou, însă câteva săpături începute cu ceva timp în urmă au scos la lumină noi dovezi arheologice. Potențialul acestui perimetru este unul bogat în vestigii arheologice, ceea ce a determinat conducerea Consiliului Județean Argeș să aloce bani pentru viitoare săpături arheologice. Așa cum vă spuneam, e vorba de săpătură arheologică sistematică. Avem chiar în partea stângă a noastră o săpătură începută anul trecut, chiar în zona Ipocaustumului. Vom continua săpătura arheologică în zona respectivă. Vom vedea ce vom scoate la lumină. Anul trecut s-au găsit bucăți de obrăzar dintr-o cască romană. Acestea au fost chiar restaurate la sediul nostru din Pitești, în cadrul laboratorului de restaurare metale. Sunt foarte multe obiecte
toate sunt valoroase. Valoarea nu este neapărat cuantificată în bani, ci într-o valoare științifică, pentru că fiecare piesă are o istorie a sa și fiecare, toate aceste piese legate sunt exact asemenea unui puzzle și ne pot schimba, poate, de ce nu, istoria acestui loc, dar și ne poate ajuta pe viitor să reconstituim, să avem o machetă sau chiar gen hologramă, o reconstituire exactă, cât mai exactă din punct de vedere istoric științific a castrului. Însă, în egală măsură, prin intermediul Consiliului Județean, avem demarat și o procedură pentru a trece la restaurarea, la continuarea, mai corect spus, a restaurării castrului, pentru că avem latura sudică, Porta Pretoria, o lucrare de restaurare începută în 1985, stopată de evenimentele în decembrie 1989, însă dorim ca să continuăm acest proces de restaurare și latura sudică să fie refăcută integral, așa cum a arătat acum aproape 1900 de ani și, bineînțeles, inclusiv intrarea în castru să se facă inclusiv pe Porta Pretoria, așa cum se făcea. Toate vestigiile descoperite aici vor fi valorificate prin expoziții și prezentări și totodată se așteaptă ca noi informații despre castrul roman de la Jidova să fie descoperite de specialiștii arheologi. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au avut o acțiune de distrugere a muniției neexplodată descoperită pe teritoriul județului în ultima perioadă. Traficul din localitatea Suseni a fost restricționat în zona poligonului. Pe teritoriul județului Argeș sunt descoperite frecvent elemente de muniție rămase neexplodate. Acestea sunt strânse în vederea distrugerii. În localitatea Suseni a avut loc o acțiune de distrugere a unor elemente de muniție rămase neexplodate, descoperite pe teritoriul județului Argeș și preluate de către echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Pe timpul activității, un echipaj cu o auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la punctul de lucru Rociu și detașamentul de pompieri Bradu au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor și posibila intervenție medicală pe timpul misiunii. Atenție! Foc! Foc! Hai, repede, cine prinde? Ce să mai prinde, nu mai prinde nimic. Frumos! La fața locului a fost prezent și un echipaj de poliție care a asigurat restricționarea traficului în zonă și siguranța în poligon. Autoritățile avertizează că aceste elemente sunt foarte periculoase. În cazul în care descoperiți muniție rămasă neexplodată, nu atingeți aceste elemente, nu loviți sau mișcați din locul în care au fost găsite, nu încercați să le demontați componentele muniției sau să le depozitați în locuințe, la locul de muncă ori în depozite de fier vechi. Ceea ce trebuie să faceți este să sunați la numărul unic de urgență 112, pentru a se interveni în vederea ridicării și neutralizării acestor elemente. Galbenverzii pregătiți de Alexandru Pelici au fost instruiți în vederea introducerii sistemului VAR în fotbalul românesc. Fotbaliștii din Mioveni au primit informațiile de la Alexandru Deaconu, manager VAR în România. Fotbaliștii de la CS Mioveni au fost instruiți în ceea ce privește VAR-ul de către Alexandru Deaconu, manager VAR în România și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Oficialul CCA a fost prezent săptămâna trecută la grupul școlar, acolo unde a ținut o scurtă ședință în care le-a explicat jucătorilor de la CS Mioveni situațiile în care este folosit și intervine VAR-ul și modalitatea de procedură atunci când sunt faze litigioase. În prezentarea CCA au fost detaliate cele patru situații în care poate interveni sistemul VAR, iar participanții la joc sunt instruiți legat de modalitatea prin care o decizie luată pe terenul de joc poate fi validată sau schimbată. Potrivit FRF, VAR-ul se folosește în următoarele situații. La goluri, rol de asistență a centralului în a determina dacă în faza premergătoare înscrierii unui gol a existat vreun incident care poate duce la anularea reușitei. Jocul este întrerupt doar odată ce mingea a trecut în linia porții pentru a nu afecta cursivitatea partidei.
La penalti, rolul de a clasifica situațiile de acordare a loviturilor de la 11 metri. Poate decide acordarea unui penalti sau anularea unei decizii inițiale de a acorda lovitura de pedeapsă. La eliminare are rolul în identificarea situațiilor în care se impune acordarea unui cartonaș roșu sau anularea unei astfel de decizii. În ceea ce privește identitatea jucătorilor, atunci când arbitrul acordă cartonașe jucătorilor, VAR va confirma arbitrului identitatea jucătorilor ce meritau sancțiunea. Modul de intervenție VAR în cazul neregulilor are prevăzuți 3 pași. Pasul 1. Producerea incidentului. Centralul informează arbitrul VAR sau arbitrul VAR îi recomandă centralului analizarea incidentului deciziei luate inițial. Pasul 2. Vizionarea fazei și recomandarea VAR. Faza este revăzută în camera VAR, iar arbitrul video îl anunță pe central ceea ce se vede prin intermediul sistemului de comunicare. Pasul 3. Luarea deciziei. Centralul hotărăște fie să revadă și el faza pe monitorul aflat la marginea terenului, fie acceptă informațiile primite din camera VAR și ia decizia corespunzătoare. Echipa feminină de handbal CS Dacia Mioveni s-a reunit în vederea startului pregătirilor pentru sezonul de Liga Florilor MOL, care va debuta pe 28 august. A fost definitivat și programul pentru perioada rămasă până la startul noului sezon. Conducerea clubului Dacia Mioveni, în cadrul căreia a fost cooptat ca director tehnic și profesorul Paul Mihailă, a stabilit programul de pregătire pentru această vară. Din lotul de 19 handbaliste prezente la reunire, doar 10 au mai rămas din vechea gardă, exact cele care au dus greul sezonul trecut pentru CS Dacia. Iată numele celor 19 jucătoare pe care se va baza antrenorul Goran Kürteș. Portari Ana Maria Mârcă Olariu, Mădălina Ion, Noemi Dumitrașcu. Pivoți Roxana Cârjan, Irina Ivan, Sarah Darie. Centri Dora Crâsnici, Judith Vizuete, Roxana Beșleagă. Inter stânga Claudia Constantinescu, Boiana Milici, Ioana Alexandra Georgescu. Inter dreapta Ștefania Lazăr, Laura Popa. Extreme stânga Raluca Nicolae, Marina Ilie și Bianca Sărățeanu. Extreme dreapta Ana Maria Simion și Gianina Nițu. Antrenor principal Goran Kürteș, antrenor secund Alin Oprescu. Preparator fizic Nemanja Tomić. Masseur Dana Florescu, director tehnic Paul Mihailă. Luna iulie este rezervată antrenamentelor și pregătirii fizice, urmând ca în august să se desfășoare mai multe meciuri amicale, după cum urmează. 5-6 august, două meciuri amicale cu Măgura Ciznădie în deplasare. 11-12 august, turneu amical Cupa Vâlcea cu participarea echipelor SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Galați, CSM Slatina și CS Dacia Mioveni. 18-19 august, turneu amical la Buzău. 22 august, prezentarea lotului în fața propriilor suporteri și meci amical cu Activ Prahova Ploiești. În noul sezon din Divizia A1 la volei feminin, județul Argeș va fi reprezentat în premieră de două echipe. Potrivit programului stabilit de Federația Română de Volei, primul derby local între FC Argeș Volei și CS Dacia Mioveni se va derula încă din etapa a doua. Înainte de a intra în vacanța de vară, Federația Română de Volei a stabilit programul meciurilor din Divizia A1 și din Cupa României pentru sezonul 2022-2023. Acesta va fi primul sezon din istorie cu două echipe din județul Argeș, FC Argeș Volei și CS Dacia Mioveni. Derbiul județean se va juca destul de repede, fiind programat în etapa a doua a turului pe terenul echipei din Pitești. Deocamdată nu se știe dacă noua sală de sport din Pitești va fi gata până în toamnă ca să găzduiască acest eveniment local. Interesant este că pe parcursul turului ambele formații din Argeș vor primi pe teren propriu echipa campioană Volei Alba Blaj. În prima etapă, FC Argeș Volei joacă în deplasare cu Știința Bacău, iar CS Dacia Mioveni primește vizita celor de la Dinamo București. În Cupa României se știe deja țintarul până la intrarea în Final Four. Atât FC Argeș Volei cât și CS Dacia Mioveni vor intra în competiție de la început și vor avea de trecut două tururi pentru a spera la intrarea în turneul final. În primul tur, FC Argeș Volei se va confrunta cu CSI Genium Galați, în timp ce CS Dacia Mioveni o va întâlni pe CSM Lugoj.
Mâine avem vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi ce se vor încadra între 23 și 33 de grade Celsius. În nord avem 24 de grade la Nucșoara, 28 la Coșești și la Aninoasa, 29 de grade la Vlădești, iar la Câmpulung temperaturi de până la 26 de grade. În sudul județului avem 32-33 de grade Celsius, iar la Pitești temperaturi de până la 31 de grade. Și în județul Dâmbovița avem soare și temperaturi ridicate, maximele ating valori de până la 33 de grade. În nord avem 27 de grade la Pietrari, 29 la Voinești, iar în sudul județului 32 de grade la Vișina și la Uliești, 33 la Șelaru și la Corbi Mari. Vreme frumoasă și călduroasă avem și la Târgoviște, cu temperaturi de până la 31 de grade. La noapte mai apar câțiva nori la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între 12-13 grade. Mâine, dar și în următoarele două zile, avem și soare, mai apar și câțiva nori, iar temperaturile vor ajunge până la valoarea de 29 de grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, puteți urmări emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!